Stadionul municipal din Târgu Jiu ar putea găzdui meciuri internaționale. Acesta ar putea fi acreditat pentru ca echipa lui Gigi Becali, FCSB, să dispute meciurile din Liga 1. Reprezentanții instituțiilor abilitate vor ajunge marți la Târgu Jiu pentru discuții în vederea începerii procedurilor legale. Pentru a putea fi folosită, arena va trebui să obțină avizele din partea forurilor competente în domeniu. Oficial de la Liga Profesionistă de Fotbal și de la Federația Română de Fotbal vor veni marți la Târgu Jiu pentru discuții cu reprezentanții clubului Gorjean și a autorităților locale în vederea începerii procedurilor legale de omologare a stadionului municipal din Târgu Jiu. După discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții FCSB-ului, Fotbal Club Steaua București, marți urmează ca reprezentanții LPF, Federației Române de Fotbal, a clubului și a instituțiilor din Târgu Jiu să facem o discuție pentru omologarea acestui stadion în vederea folosirii lui în competițiile internaționale. Municipalitatea a primit asigurări că stadionul municipal din Târgu Jiu va fi gata pe 28 mai. Foarte puține obiective pe care le-am realizat în această perioadă de mandat, în care să văd oameni atât de implicați așa cum îi văd pe cei de la stadionul din Târgu Jiu. De aceea pot să-l și cred pe domnul Cefalan, mai ales că a venit să supervizeze activitatea de la stadion, că termenul de 28-29 mai este un termen rezonabil. Stadionul de la Târgu Jiu a costat peste 25 de milioane de euro și va avea o capacitate de 12.386 de locuri. Înainte de sărbătorile de Paști, oficiali ai FCSB au fost prezenți la Târgu Jiu și au discutat posibilitatea folosirii arenei la meciurile echipei de Liga 1.